Pe 8 septembrie 2022, regina Elisabeta a II a murit la 96 de ani după o domnie care s-a lungit pe 7 decenii, cea mai lungă din istoria Regatului Unit. Majoritatea oamenilor au cunoscut-o drept regina Angliei, însă Elisabeta II a fost de fapt monarhul mai multor țări. O rămășiță a fostului imperiu colonial al Marii Britanii, aceste state sunt cunoscute sub denumirea de Commonwealth. Toate au recunoscut-o pe Elisabeta drept regina lor, însă pe lângă acest fapt, ele sunt state suverane complet independente. Commonwealth a fost o consecință evolutivă a Imperiului Britanic. Concomitent cu renunțarea la filozofia mercantilistă până la secolul al XIX-lea, în anumite părți din Canada, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud și Irlanda, Imperiul a început să implementeze un sistem pe baza căruia guvernatorul putea acționa în chestiuni interne, doar la sfatul miniștrilor care se bucurau de încrederea camerei alese. Aceste state dependente, dar autonome, au obținut măsuri tot mai mari de suveranitate, autonomia lor fiind supusă doar unui veto britanic. Conform conferinței imperiale din 1926, astfel de state trebuiau să fie privite ca și comunități autonome din cadrul Imperiului Britanic, egale ca statut, în niciun fel subordonate unul altuia, în niciun aspect, al afacerilor lor interne sau externe, dar în același timp unite printr-o loialitate comună față de coroană și asociate ca membri ai Commonwealth-ului britanic al națiunilor. Statutul de la Westminster din 1931 a pus în aplicare deciziile luate atât la acea conferință cât și la o conferință ulterioară, permițând în mod oficial fiecărei stăpâniri să-și vadă de propriile afaceri interne sau externe și să-și înființeze propriul corp diplomatic. Pentru o perioadă după adoptarea statutului de la Westminster, calitatea de membru al Commonwealth-ului a venit cu o condiție, loialitatea față de monarhul britanic. Totuși, începând cu anii 20, părți ale Imperiului care aveau o populație în principal non-europeană au experimentat o creștere a naționalismului, lucru care a necesitat o reconsiderare a naturii Commonwealth-ului. Teoretic vorbind, India a fost propriul său imperiu, deoarece avea un vicerege, un secretar de stat separat la Londra, propria sa armată și cel puțin într-o anumită măsură propria sa politică externă. Atunci când India și Pakistanul și-au primit independența totală în 1947, țările au devenit autonome și membrii ai Commonwealth-ului. Totuși, 2 ani mai târziu, India și-a anunțat intenția de a deveni o republică, lucru care s-a contrazis cu regulile existente stabilite pentru Commonwealth, ceea ce ar fi necesitat retragerea sa din Uniune. Cu toate astea, după o reuniune a șefilor de guvern din organizație, s-a convenit faptul că India își va putea continua participarea atât timp cât va accepta coroana britanică ca și simbol asocierii libere a membrilor Commonwealth-ului. Evenimentul a fost semnificativ deoarece a renunțat la adjectivul britanic, numele fiind schimbat în cele din urmă în Commonwealth of Nations, sau pur și simplu Commonwealth. Acordarea independenței pentru India nu a fost un eveniment izolat, ci a fost doar primul dintr-o serie lungă. Pe măsură ce fostele state dependente și-au atins suveranitatea, calitatea de membru Commonwealth a crescut dramatic în a doua jumătate a secolului 20, deoarece majoritatea statelor au urmat pașii Indiei, adică nu au recunoscut coroana britanică ca șef de stat. În 1995, Mozambic a devenit prima țară din Commonwealth care nu a făcut niciodată parte din Imperiul Britanic și nici nu s-a aflat sub controlul altui membru. Similar, Rwanda s-a alăturat în 2009. În același timp, unele state și-au dobândit independența, dar au respins calitatea de membru. Myanmar a fost prima astfel de țară în 1948, însă de atunci mai mulți membri s-au retras din organizație. Irlanda a părăsit în 1949, Africa de Sud în 1961 și Pakistan în 1972, deși atât ultimele două s-au întors în Commonwealth în 94, respectiv 1989. Aproape 20 de foste teritorii britanice au renunțat la monarhiile lor și au devenit republici după al doilea război mondial. În general, acest lucru a constat din înlocuirea reginei cu altă figură care să joace rolul de șef de stat, cel mai des de către un președinte al cărui rol e de asemenea în mare parte ceremonial. Multe țări au considerat monarhia ca o rămășiță nedorită a colonialismului, așa că renunțarea la acest mod de guvernare a fost pasul final pentru a se îndepărta de ultimele sale vestigii. De-a lungul anilor 70 a avut loc ultimul val major de renunțări, țări din Caraibe, Guyana, Trinidad, Tobago, anunțând abandonarea organizației. Mai târziu, Mauritius, din Oceanul Indian, a plecat în 92, iar Barbados e ultima țară care a ieșit din Commonwealth, după ce a renunțat la monarhie în urma jurământului noului președinte pe 30 noiembrie 2021. Data a fost stabilită pentru a coincide cu cea de-a 55-a aniversare a independenței țării față de Regatul Unit, guvernatorul general Sandra Mason declarând alegerea drept culminare finală a mult așteptatei independențe. Câte state sunt guvernate de coroană? În total, Commonwealth-ul națiunilor e compus din peste 50 de state, însă majoritatea dintre ele sunt complet independente. Totuși, pe lângă acești membri, există și câteva teritorii dependente care sunt guvernate oficial de Regatul Unit, Australia sau Noua Zeelandă. Majoritatea dependențelor sunt foste colonii, iar lista completă include Anguila, Bermuda, insulele Cayman, insulele Falkland, Gibraltar, insulele Turks și Caicos,
care depinde Regatul Unit. Insula Crăciunului, insulele Cocos, insulele Mării Coralului și insula Norfolk depinde Australia, New și Toklo, care aparțin de Noua Zeelandă, iar Regatul Unit a ales să conducă teritoriile independente către autoguvernare prin crearea de guverne teritoriale. Ele cuprind un organism legislativ care alături de guvernatorii, autoritate executivă și o justiție independentă. Pentru început, posturile guvernamentale au fost stabilite de către Marea Britanie, să treptat e introdus un element de alegere liberă până când oficialii aleși vor fi responsabili în totalitate pentru afacerile interne. După ce o colonie atinge autoguvernarea internă, legislativul său poate solicita Parlamentului Britanic independența completă, moment în care va decide dacă rămâne sau nu în Commonwealth. Pe lângă aceste teritorii guvernate direct de coroană, regina Elisabeta a fost și monarhul altor țări 14. Canada, Noua Zeelandă, Australia, Papua Noua Guinee, insulele Solomon, Tuvalu, Bahamas, Jamaica, Belize, Grenada, Sfânta Lucia, Sfântul Cristofor și Nevis, Antigua și Barbuda, Sfântul Vicențiu și Grenadinele. Totuși, aceste țări diferă puțin de celelalte teritorii dependente. Care e puterea regatului asupra acestor țări? Tărâmurile Commonwealth-ului sunt monarhii constituționale, ceea ce înseamnă că puterile unui monarh sunt în mare parte simbolice, iar deciziile politice sunt în realitate luate de către un parlament ales și puse în aplicare de prim-ministri. Prin urmare, chiar dacă regina e șef de stat, nu este și șef de guvern, sau alte cuvinte, ea nu e implicată în guvernarea de zi cu zi. Comparativ în SUA, președintele e atât șef de stat cât și de guvern. Totuși, asta nu înseamnă că monarhia nu are nicio putere. Regina are unele îndatoriri constituționale, cea mai semnificativă din ele fiind aprobarea noilor guverne. În funcție de țară, ea poate aproba în mod oficial legislația, poate numi anumiți oficiali sau poate acorda onoruri de stat. În tărâmurile din afara Marii Britanii, monarhul nu face toate aceste lucruri el însuși, ci numește un reprezentant legal pentru a îndeplini aceste sarcini. Această persoană e cunoscută drept guvernator general. De asemenea, circumstanțe excepționale, coroana dispune de ceea ce sunt cunoscute sub denumirea de putere de rezervă sau autoritatea de a depăși unilateral alte ramuri ale guvernului. Acest lucru nu se întâmplă prea des, de la cel de-al doilea război mondial încoace, cel mai notabil exemplu fiind criza constituțională a Australiei din 1975, în care guvernatorul general a demis un prim-ministru aflat la putere. Mult mai des, scopul reginei sau al regelui e de a servi drept simbol non-partizan al națiunii, continuitate constituțională și autoritate morală. Deseori, documentele oficiale sunt marcate cu sigiliu regal, iar chipul reginei e prezentat pe multe din monedele locale. Structura Commonwealth-ului. E diferit de alte organisme internaționale, precum Națiunile Unite sau Organizația Mondială a Comerțului, deoarece nu are niciun statut formal. Membrii săi nu au nicio obligație legală sau formală unul față de celălalt, ci sunt unite prin tradiții, instituții și prin interesul economic propriu. Acțiunile Commonwealth-ului se bazează pe consultare între membri, fie prin corespondență sau prin conversații directe în ședințe, la care participă un emisar din fiecare țară membră. Șefii de guvern ai statelor membre constituie componenta principală de luarea deciziilor a Commonwealth-ului, iar secretariatul organizației, condus de un secretar general, organizează și coordonează activitățile Commonwealth-ului și facilitează relațiile dintre statele membre. Secretariatul e responsabil în fața Consiliului Guvernatorilor, compus din înaltul comisar al statelor membre în Regatul Unit. O reuniune a șefilor de guvern din Commonwealth are loc odată la fiecare 2 ani, în care sunt abordate diferite subiecte, precum natura voluntară și cooperativă a Commonwealth-ului, organizația angajându-se să promoveze pacea internațională și alte probleme de natură socială sau politică. În 1991, întâlnirea a avut loc în Harare, Zimbabwe, în 1991, iar liderii statelor s-au angajat pentru a continua lupta organizației pentru drepturile omului și democrației. În 2011, la întâlnirea din Perth, Australia, s-a decis scrierea unei cărți intitulată Carta, care a consacrat principii fundamentale precum democrația, drepturile omului, libertatea de exprimare, dezvoltarea durabilă, accesul la sănătate și educație și egalitatea de gen. Organizația Commonwealth e în mare parte o rămășiță a vremurilor coloniale, în care Regatul Unit a folosit orice tactică pentru a exploata resursele sau populația coloniilor sale spre binele Imperiului. Azi, majoritatea țărilor și-au dobândit autonomia, motiv pentru care multe au optat să renunțe la organizație. Având în vedere că Barbados a ieșit din Commonwealth chiar anul trecut, încă nu e clar cum va fi afectat viitorul organizației. Unii specialiști consideră că e doar începutul unui nou val de renunțări, în timp ce alții cred că e doar un eveniment izolat și că organizația își va menține echilibru chiar și după moartea reginei. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!